încurcături, ne pozesc la tot pasul. Dar când acestea devin serioase, singura modalitate de a le descurca este căsătoria. Să-i urmărim pe colegii noștri, Bianca Gerbereu și Darko Puluiană, în sceneta Suzy și Gigi, la datorii de context în Mihaila Puluiană. Ziua. Știți ce s-a întâmplat lui Gigel, copilul meu? N-are nici 10 ani și s-a apucat să practice judo, karate, sporturi din ăștia chinezești. Eu nu zic că e rău să știi și așa ceva, dar s-a jucat cu o fetiță la școală, i-a sucit mâna. Și acum trebuie să mă duc să-mi cer scuze părinților, nici nu știu unde stau. Gigel mi-a spus că stau în blocul ăsta de pe aici, mă duc să... Da! Ah, Suzy! Suzy, ce faci, dragă? Sunt supărată. Ei! Suzy, fină! Are 22 de ani și nu-i mai vine odată mintea la cap. Acum mi-a făcut una de vine să mă cațăr pe pereți. A rămas. Ei, cum a rămas? A rămas? Așteaptă un copil. Eu nu am nimic împotriva unui copil, dar tatăl se dă dispărut, nici măcar nu știu cum arată. Stai că bate cineva. Să rămâne, doamnă. Bună ziua. Sper că n-am greșit adresa. Depinde pe cine căutați. Aveți cumva o fetiță? Da. Sunt tatăl băiatul pe care v-am necăjit fata. Vă așteptam. Necăjit-o e puțin spus. Da. Dar băiatul unde este? Nu era normal să vină și el? Nu are voie, doamnă, să iese din casă pentru fata care a făcut-o. Sper că lucrurile nu se vor opri aici. Nu. Vă promit, o săptămână nu ți-i mai dau bani de sub. Doamne, mie mi este teamă că dumneavoastră nu înțelegeți că ceea ce s-a întâmplat între ei nu este o glumă. Într-adevăr, jocurile astea sunt foarte periculoase. Ce jocuri? Ce joc astea? Nu sunt jocuri! Da, e un sport. Doamne, numiți asta un sport? Doamne, sincer să vă spun, eu nu prea mă pricep la așa ceva. Da, m-am gândit și la asta și v-am adus din partea lui Gigel o ciocolată. Doamne, ea nu are nevoie de ciocolată, ea pe el îl vrea. Bine, doamnă, atunci o să vin mâine cu Gigel aici. O, Gigel îl cheamă. Vrea să-i punem să se împace? Deci, ați fi de acord să se căsătorească, nu? Mai are până atunci mititel. Ce mititel? Că mi-a spus mie fata de ce este are tânărul ăsta. Da. Eu o să vin mâine cu el aici să-și ceară scuze, gata. Gata. Nu se poate. E prea târziu. Fata a fost la medic. Are amețel, dureri de cap. Mi-a fucit și capul. Păi normal că mi-a fucit și capul. Nu știu că am venit de mână. Mamă. Înseamnă că Gigel nu v-a spus tot! Ba da, doamnă, băiatul nu mă minte, mi-a spus, acum 3 săptămâni! Acum câteva luni, când au rămas amândoi în lift! În lift? Da! Da, în lift! Băiatul, ai insistat ce ai insistat? Fata mea! Salut! O, ce salut, da? Dar până la urmă n-a putut să-i țină piept. Doamne, bă, cum se lupte în lift? Eu știam că lupte să-ți facă saltea. Doamne! Bine, mă rog, ce să fac atâta timp în lift? Tinerii din ziua de astăzi mai discută despre o carte, o de aritmetică, un job în străinătate, ceva! Exact asta ar trebui să fac. Nu să muzesc dende toate ziua de astăzi. Zbenguială, nezbenguială, cum rămâne cu nunta? Ei, care nuntă, care nuntă, care nuntă, care nuntă? A lui Gigel cu Suzy. V-ați gândit cumva la o eventuală căsătorie? Tu mai la asta mă gândesc. Poate în timp, dar o să apară sentimente. Au și apărut. Mi-a spus mie fata că se simte dominată fizic și psihic de acest bărbat. Care bărbat, doamne, ca un copil? E, poate ea l-a mai dezvoltat. Nu, chiar mare, mi-ajunge până aici. Nu mai, nu mai, nu mai,
Ce mi-a ajuns? Ce e fata dumneavoastră mai înaltă? E mai înalt! Uitați cum facem. Mâine facem așa o logodnă de ochii lumii, iar peste două săptămâni, nunta. Ce nuntă, doamnă? A lui Suzy cu Gigel! Cum să facă, doamnă, nunta peste două săptămâni, nu? Dar noastră când veți? Peste 20 de ani. Doamnă, este problema dumneavoastră dacă glumiți, dar în curând vine copilul! Ce copil? Ce? Gigel, nu v-ați spus că Suzy așteaptă un copil? Cum se spune Gigel când ești de la micul vine cu barza? Cum o să știe că la micul vine cu barza când el este tatăl copilului? Doamne, de ce vorbiți așa de un copil? Ce copil? Ce copil? Ce copil? Ce copil? Că i-ai dita mai Vandrălău. Să mă ajutați actele alea. Nu poate să face. Și mă rog, de ce nu poate? Nu are buletin. Păi ce? L-a pierdut? Nu, n-are 14 ani. Da, cât are? 10.